Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog, de data aceasta de pe drum. Sunt aici la Dăbuleni, la Dedulești, deși puteam să fac o ocolire, am vrut să vin pe aici neapărat, pentru că plecând de la București și conducând deja de vreo 2 ore, 3 ore, eu mai știu, voiam să mă opresc și să mănânc niște mici de Dedulești, că ăștia ar fi cei mai buni. Astăzi vom discuta puțin despre planurile staff-ului cu Ștefania, așa că hai să apăsăm pe butonașul de subscribe. Eu mă mișc cu 5 km la oră și e un trafic teribil, deci pentru cei care părăsiți Bucureștiul, vă spun că nu e bun absolut deloc. De o jumătate de oră stau în trafic, ia, bară la bară. Apăsăm pe subscribe și trecem la discuția noastră. Sper să ajung și să pot să vă pun și micii. Păi, dar normal că se stă pe loc. Măi, și nu mai am chiar atât de mult. Am și o foame, vai de mine. Deci, planurile staff-ului cu Ștefania. După cum am văzut că aceasta s-a cerut în online să plece acasă, dar și în casă, și lucrul acesta nu s-a întâmplat. Deși am avut gală și am avut un favorit al publicului și dorința ei de a pleca din casă a fost manifestată, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Așa că, probabil, în momentul de față, staff-ul are anumite planuri cu ea. După cum vedem că aceasta, în promo-ul de astăzi, va merge în camera roșie cu Anthony. Nu cred totuși că ea l-a chemat pe Anthony la camera roșie, chiar dacă i-am văzut pe aceștia în promo, pentru că astfel un val mare de hate și mari susținători al lui Cosmin ar fi reacționat imediat și nu ar fi fost foarte bine pentru ea. Și nici nu cred că a cerut la camera roșie o persoană aleatorie, pentru că era clar că cei din staff îl ar fi trimis pe Anthony, logic. Poate, cine știe, poate s-a făcut un joc aleatoriu în care stafful trimite persoane, adică trimit pe cine vor ei ca să mai facă și alte interacțiuni între alte persoane. Să nu le trimită pe cele obișnuite cum se făceau de obicei, să mergi tot cu persoana, nu știu, din cuplu sau cu persoana de care ești interesat în camera roșie. Să mai schimb ca să fie și alte discuții între alte persoane. Este și lucrul acesta posibil. Ca să nu mă certați că filmez din mașină, uite, vă și arăt cum stă treaba. Uite, suntem la Dedulești, aici, exact în curba aia. Special vreau să mă opresc să beau o cafea și să mănânc niște mititei și cam așa mă duc de o jumătate de oră. Ce nu face omul ca să umple mațul? Stomacul, Doamne fer, ce țăranu-s, dar 100% a sunat bine. Hai să revenim. Totuși, de ce o ține stafful pe Ștefania în casă? Păi putem să avem foarte multe variante aici, sau mai multe variante, că acum nu putem avea nu știu câte. Dar, ori este foarte, foarte votată, deși aceasta a spus stop vot. Știm bine că anumiți concurenți mai făceau strategia asta și în alte sezoane. Stop vot, vai, vreau să plec, și atunci erau votați din ce în ce mai mult. Sau dacă nu erau votați de public, erau premiați de staff doar ca să mai stea în casă. Ori are foarte multe voturi și cumva produce pe partea asta în emisiune, că este votată și primește, pe emisiunea primește bani din voturi, pentru că materiale în casă nu prea sunt absolut deloc. Ori, și asta e bună, stafful știe că Cosmin este vinovat 100% și pentru sufletul Ștefaniei și pentru că vor să o protejeze pe aceasta, că este o copilă, nu vor să-i dea drumul din casă, că poate aruncă un ochi pe altcineva și îl uită pe cocul al nostru la Timișoara. Foarte, foarte ciudat lucrul acesta. Sau chiar nu mai au nicio variantă, nu mai au pe cine să bage în casă și de aceea amână eliminarea unui concurent deja de peste 6 săptămâni sau 6 săptămâni câte sunt. Sau poate aceasta este liniștea dinaintea furtunii. Aceștia vor să folosească tot ce mai, adică să o folosească cât mai pot, să mai facă niște materiale cu Anthony, că cine știe, poate se întâmple ceva, să vadă certurile și geloziile și isteriile Rebecca, bineînțeles, când aceasta îl va vedea pe Anthony cu Ștefania, și după aceste lucruri, după ce vor epuiza toate materialele cu Ștefania, să-i facă vânt și să o trimită la Coco la Timișoara. Probabil acesta este cel mai plauzibil lucru, pentru că nu văd eu să intereseze pe ei de situația unui concurent. Că e fals, că e adevărat, odată ce a părăsit emisiunea, nu-i mai interesează absolut deloc. Fiecare își face viața cum dorește. Așadar, dragilor, hai să oprim motoarele. Cam aceasta este părerea mea. Am reușit de m-am oprit aici la Dedulești. Vă rog frumos să spuneți și părerea voastră în comentarii. Ce credeți, de ce credeți că este ținută Ștefania în casă și nu este lăsată la Coco? Eu vă pup din suflet, vă
cer să-mi dați like și subscribe la acest videoclip, bineînțeles, și vă doresc o zi bună în continuare. Hai să mergem să ne comandăm niște mici și să vi arăt și vouă aici. Poftă bună pe când o să mâncați și voi astăzi. Vă pup din tot sufletul și vă mulțumesc pentru vizionarea vlogului. O zi bună! Deci, dragilor, ia numai uitați-vă cum arată. O să-mi țină până la Cluj, nu? Ia uitați-vă la micii ăștia nesimțiți.